Aloha tuturor semințelor stelare și bine ați venit pe canalul meu în Realitatea Amos. Eu sunt Amos și astăzi vă prezint printr-un podcast un articol intitulat Conștiința, Unitatea, Gravitația și Universul Numeric de Maris Varu. Bună din nou, sunt Maris Varu. Mulțumesc că ești aici. Acest concept pe care îl voi descrie astăzi este foarte necesar pentru a înțelege următorul videoclip. În înțelegerea științei taigetiene și zvaruniene, întregul univers este alcătuit dintr-un câmp de energie potențială care vibrează într-un ritm extrem de mare. Am putea numi aceasta sursa originală sau doar sursa. O singură masă de cea mai înaltă formă de frecvență și energie, densitate sau tărâm cel mai mare existențial posibil, din care totul este generat și creează un contrast. Aceasta este aceasta și nu acela. Creând dualități, nu există nicio distinție între materie și energie și nu există stări diferite ale materiei și nici stări diferite de energie, așa cum sunt descrise pe Pământ. Doar interpretări diferite ale aceluiași lucru. Doar o masă, fără început sau sfârșit. Și în afara timpului însuși, această masă se comportă mult ca apa, într-o stare foarte mare de vibrație. Apa din care se naște tot ceea ce a existat, există și va exista, inclusiv viața însăși. Acest lucru duce la conceptul că spațiul, ca și în spațiul interstelar și intergalactic, nu este vid, nu este gol. Și este apă într-o formă sau formă într-o formă de densitate vibrațională foarte mare. Aici pot chiar să citez expresia biblică din apele de sus sau apele de sus. Această apă este energia potențială care formează totul și orice printr-o altă forță deasupra ei și din care provine chiar și această apă. O forță care depășește sfera cele mai bune înțelegeri a noastre este conștiința. În înțelegerea noastră, gravitația este fluxul sau direcția și forța atenției unei conștiințe. Cu cât ceva are mai multă atenție din această conștiință primordială, cu atât un obiect va fi mai mare și mai dens. Atunci, spre deosebire de ceea ce înțelege știința Pământului, masa unui obiect nu creează un câmp gravitațional sau flux. Dimpotrivă, acel obiect există și are masă deoarece există o concentrație de gravitație acolo, în acel punct precis al spațiului. Un flux de intenție creativă numit gravitație va forma un obiect cu masă. Un obiect cum ar fi o stea sau o planetă, nu trage obiecte mai mici spre ea însăși, ci acele alte obiecte mai mici sunt împinse spre stea sau planetă, așa cum o frunză este împinsă împotriva unei stânci de fluxul apei într-un pârâu sau râu. De asemenea, putem numi gravitația o direcție de flux de energie potențială într-o stare primordială de vibrație foarte mare. Modul exact în care gravitația curge în câmpul de energie potențială va forma diferite obiecte și le va acorda atributele lor particulare. Deci, gravitația ca un flux de conștiință nu este un curent constant care formează doar bucăți similare de masă, cu puține sau nicio variație între ele. Fluxul gravitațional al conștiinței curge într-o manieră codificată prin miliarde și miliarde de pulsuri corelate matematic pe care le numim armonice. Un plus corelat matematic într-un câmp poate fi de asemenea descris ca muzică. Teoria manifestării în puține cuvinte, așa cum este descrisă de precedesătorii mei, acest flux de gravitație codificat cu precizie matematică care emană din conștiință este o armonică. Iar atunci când este aplicat câmpului de energie potențială, de asemenea formează și o frecvență în acel câmp, așa că se numește armonicele unei frecvențe. Acest lucru este cel mai bine descris de undulațiile dintr-un iaz.
Atunci când aruncați o piatră în centrul unui iaz, undele de șoc se împrăștie în forme circulare spre margine. Sar din ele și revin în centrul de unde a venit emisia de energie perturbatoare. Când undele care se întorc în centru se întâlnesc cu undele care vin din acel centru, ele formează un model de interferență, exact ca în această fotografie. Emițătorul perturbației în apă are un ritm de stimul plus specific și foarte precis. Valea și creasta undelor, atât valea cât și crestele de intrare și de ieșire, se sincronizează pentru a forma o creastă care nu se prăbușește niciodată. Aceasta se numește undă stațională, iar stimulul precis al pulsului se numește armonice ale unei frecvențe. În cazul armonicelor, unei frecvențe care guvernează caracteristicile unui flux de conștiință gravitațională, se formează o undă staționară în mediul care este câmpul de energie potențială. În acest caz, apa care formează spațiul cosmic și pe creasta și creasta însuși formează o particulă care dă naștere la ceva care este un obiect, ceva concret și solid și nu doar energie potențială. Iar caracteristicile exacte ale armonicilor unei frecvențe care guvernează fluxul sunt cele care vor determina toate atributele sale unice. Să mergem mai departe. Aceasta înseamnă că fiecare particulă subatomică care există în univers este formată de conștiință într-un flux intenționat și fiecare particulă subatomică minusculă are armonicele sale unice și specifice a frecvenței care îi guvernează toate atributele. Prin urmare, fiecare particulă din univers este unică, există cu deplină intenție și nu ca rezultat al întâmplării și va avea o valoare energetică pe care o putem reprezenta și măsura cu matematica noastră. Tot ceea ce știința Pământului a descris ca particule diferite nu sunt altceva decât caracteristici diferite ale unei particule primordiale, bazice, în câmpul energetic. Acum ne putem imagina orice loc existent, un colț de stradă sau o pădure, de exemplu, ca un set de valori numerice reprezentând tot ceea ce există în el și relația și dinamica mișcării din tot ceea ce există. Totul este energie și materia ca atare nu există și este prezentă doar pentru că conștiința îi dă o valoare și o interpretare. Chiar și tărâmurile existenței, cele pe care mișcarea New Age îi place atât de mult să le folosească. Prima, a treia, a patra, a cincea densitate, etc., nu sunt altceva decât limite artificiale, inexistente și imaginare ale unui tot mai mare care le include pe toate, universuri paralele, lumi, regate de densitate și la fel pentru multiversuri și omniversuri sau omniversuri, etc. Nu sunt altceva decât ceea ce am descris într-unul din videoclipurile mele din trecut, nevoia minții umane și a altor minți non-umane de a fragmenta tot ce există pentru a încerca să înțeleagă mai bine întregul. Dar cu aceasta, de asemenea, distorsionează și distruge tot ceea ce încearcă să înțeleagă. Este un întreg de neînțeles. 1. Nu a avut niciodată un început și nu va avea sfârșit, pentru că este în afara timpului însuși așa cum îl cunoaștem. Aceasta este însăși descrierea infinitului, atât de greu de înțeles pentru mulți. Cel mai important punct de înțeles și reținut din acest videoclip pentru a înțelege următorul este conceptul de interpretare și înțelegere a tot ceea ce există ca un set de valori numerice care formează și reprezintă toate obiectele, orice are masă și energie. Imaginează-ți un colț de stradă sau o pădure formată din miliarde și miliarde de numere mici. Toate acele numere care alcătuiesc totul acolo sunt corelate între ele, cu mișcarea și precizia matematică între ele și toate sunt create și controlate de conștiința însăși.
La fel este și cu viteza cu care se conduce această interacțiune între toți, deoarece viteza și durata timpului nu sunt altceva decât o percepție derivată din intenția creatoare a conștiinței, atât conștiința sursei primordiale, cât și conștiința individului deținut de conștient ființe, pentru că sunt una și aceeași. Asta va fi totul pentru astăzi. Mulțumesc din nou pentru că sunteți aici cu mine. Multă dragoste, Marizvaru. Final de podcast.